Pe cititorii ar trebui cititorii să... Nu, că nu au voie, că cititorii n-au scris. Păi, nu, zis dumneavoastră păi, dar nu l-ați auzit pe domnul Ordelean? Bun, eu, domnul general. Părerea mea este că dacă dânsul chiar s-a apucat cu adevărat de scris după ce a citit mult timp, pentru că a avut timp în misiunile alea militare din Asiria, acolo la pot, stând și văzând acolo ore întregi, dacă vine vreun inamic, probabil că a citit. Și acum s-a apucat să scrie. Dacă a scris cu fraze inteligibile, e ok. Dacă a scris în stilul său militaresc... Aveți ceva cu domnul Ciucă? Vă rog, domnul general Mândrescu.